Salut! Mulți dintre voi m-ați întrebat ce montură folosesc atunci când pescuiesc la coșuleți. Astăzi o să vă arăt montura pe care eu o folosesc, o montură destul de simplă ce se realizează în câțiva pași. Când vine vorba de montura la coșuleți, eu folosesc trei accesorii. O agrafă cu prindere rapidă pentru și vârtej pentru coșuleți. Mai folosesc de la Preston Line Protector Stop, care este o mărgea cu o formă specială, ce are rolul atât de a stopa agrafa culisantă de pe linia principală, dar și datorită formei, este tăiat într-un unghi, îmi face ca linia principală să se depărteze de momitor, astfel încât să nu se încurce. Iar în partea terminală folosesc un vârtej cu prindere rapidă de care îmi leg cârligele gata legate cu strune. Haideți să vă arăt cum procedez. Pe linia principală, prima oară introduc vârtejul cu agrafă. După care iau acest stopper special. După cum puteți observa, ele sunt puse pe o sârmuliță. Bag linia principală prin această sârmuliță și apoi trag stopperul. Și astfel, fără să mă chinui, intră pe linia principală. După care iau vârtejul cu prindere rapidă, îl introduc pe linia principală și aici, pentru a îmi face montura să nu se încurce, răsucesc cele două bucăți de fir. Le răsucesc până obțin o împletitură. După ce am făcut suficient de lungă această împletitură, prind cu două degete capătul și apoi fac o buclă, o răsucesc odată, introduc vârtejul cu prindere rapidă și obțin aici litera 8. Umezesc foarte bine acest nod și îl strâng. Înlătur surplusul și cam așa arată montura mea. Atașez și un coșuleț să vă arăt.
După cum puteți observa, partea în care am împletitura nu îmi va permite mie monturii să se agațe de coșuleț. Forma acestui stopper va face ca plumbul să stea ușor depărtat de către această împletitură, iar la final, de partea finală, de agrafa rapidă, nu mă rămâne decât să atașez cârligele deja legate. După cum puteți observa, eu le țin pe aceste role, scot ce cârlig mă interesează, îl leg aici cu tot cu strună. În cazul în care am nevoie, pot să-l schimb. Și astfel, asta e montura mea, destul de simplă, după cum se poate observa, cu foarte puține elemente, se poate face foarte ușor de către oricine, nu se încurcă în timpul lanseului și este destul de finuță. Încercați să folosiți pe cât posibil cât mai puține elemente atunci când faceți o montură, cu cât mai puține elemente, cu atât mai bine, cu cât elementele sunt mai finuțe, cu atât trăsăturile vor fi mai multe. Vă mulțumesc pentru vizionare. Data viitoare o să urmeze și alte clipuri la fel de interesante. La revedere!